totul ca și cum ar fi fost ieri. Era sâmbătă seară și nu aveam ce face, eu, împreună cu prietenii mei. Nu prea erau multe lucruri de făcut în orașul nostru mic, așa că mi-aș fi dorit să stăm la mine acasă și să ne uităm la filme sau ceva. Dar aparent, eu sunt singurul din grup care se mulțumește cu un bol de popcorn și un film bun, pentru că prietenii mei aveau cu totul o altă idee de ce am putea face în această seară de sâmbătă. Un prieten din grupul nostru a tot insistat să mergem la cimitir să ne jucăm cu tabla Ouija. Știu că sună palpitant, în special dacă ești mai mic și chiar îți plac chestiile astea. Cât despre mine, nu prea mă interesau și vorba să fie, nu am crezut niciodată în așa ceva. Am mers pe jos cele câteva străzi până la cimitir. Luca, Mike, Mary și cu mine am sărit gardul și am găsit un loc unde puteam să stăm. Ne-am așezat, ne-am pus degetele pe planșetă și am continuat să respectăm regulile jocului. Am spus alo, am ținut degetele pe planșetă. Și după ce au trecut aproximativ 15 minute, nu s-a întâmplat nimic, cu excepția mișcării ocazionale pe care o făcea Mike, care încerca să ne sperie. Mă cam plictisisem de jocul ăsta, până la urmă nu s-a întâmplat nimic și pe lângă asta se cam răcise afară și îmi era un pic frig. Am spus grupului că ar trebui să plecăm, iar Mike ne-a spus că suntem niște lași dacă facem asta. Sincer, nu prea mi-a păsat de ce credea Mike, dar el s-a ridicat și a început să se plimbe în jurul prietenilor funerare. Încet, încet și-a alunecat mâinile în jurul uneia. I-a spus să se întoarcă la noi când a început să povestească ceva. A vorbit despre cât de ciudat a fost. Ciudat că nu primeam știri de la Consiliul Local din cauza incendiului care a avut loc la azilul Pinkerton din oraș. I-a spus că poveștile de acolo erau o grămadă de prostii. M-a privit drept în ochi și mi-a spus să mă opresc. M-am cam enervat pentru că s-a răstit la mine și am vrut și eu la rândul meu să mă rățuiesc la el, dar nu am vrut să încep niciun fel de ceartă. Maica a continuat să vorbească despre cum pacienții au preluat controlul spitalului și i-au ucis pe toți doctorii și alte chestii. A vorbit despre cât de brutal a fost și cât de furioși erau din cauza doctorilor care făceau experimente pe ei. A continuat să ne spună că pacienții mureau din cauza torturii. A fost un doctor, în special, a cărui cadavru nu a fost recuperat niciodată. Se spunea că pacienții i-au tăiat corpul în bucăți mici și au ascuns rămășițele în pereți, de irisire, conducte de aer, orice. În timp ce preluau controlul azilului, unul dintre pacienți a dat foc. Datorită faptului că fundația era din cărămidă, acesta nu o ar spune la temelii, așa cum era de așteptat, dar au existat pagube grave și a devenit periculos. A doua zi, când locuitorii orașului au văzut ce s-a întâmplat, au stat departe de locul faptei. Nimeni nu a vrut să se implice. Lucru ciudat a fost că, deși acolo se spunea că niciun pacient nu a supraviețuit incendiului, se spunea că fantomele lor încă trăiau acolo. Mai ne-a spus apoi că ar trebui să intrăm. Ne-am uitat cu toții unii la alții. Nu știu ce părere au ceilalți, dar eu nu intru, am spus eu, în timp ce Luca s-a ridicat în picioare și s-a îndreptat spre Mike. Am presupus că asta era modul lui de a alege o tabără. Mary s-a ridicat apoi și a spus că suntem proști dacă vrem să intrăm în ruinele alea, așa că ne-a spus că a terminat aici și că pleacă acasă. Grozav, m-am gândit eu. Acum, eu eram în inferioritate numerică, la vot. Luca a venit spre mine și s-a așezat în fața mea, mi-a promis că totul va fi bine și mi-a întins mâna. M-am uitat la el pentru o secundă și am cedat presiunii în timp ce mă trăgea în sus, deja îmi pregăteam decizia. Ne-am îndreptat pe azil, mai chiar atât de entuziasmat, în timp ce eu eram înfrigurat și speriat, pentru că cât de prost trebuie să fie ca să incinci în un azil de boli mentale noaptea. Era ca un film de groază care aștepta să înceapă. Noi trei ne-am scos telefoanele și am aprins lanternele. Am început să ne plimbăm prin clădire și bineînțeles că am auzit lucruri, sau cel puțin așa am crezut. Dar am continuat să mergem. În timp ce ne plimbam pe hol, Mike era în față și Luca era fix lângă mine. Mike a intrat în camerele înfiorătoare ale pacienților și țopăia ca un copil de patru ani în ziua de Crăciun. Luca și cu mine vorbeam despre cât de înfricoșător era și amândoi am început să avem o senzație proastă la puțin timp după ce am intrat acolo. Maica a început să mormăie în niște cuvinte. Se părea că vorbește în latină. Dansa pe acolo și vorbea în latină. Cine face asta? Eu cu Luca am început să ne speriem, așa că am decis să ne despărțim de Maica și să încercăm să găsim o cale de ieșire. I-am spus lui Maica că vrem să ieșim, dar el a început să țipe la noi cu o voce aproape demonică spunând că trebuie să rămânem. Ne-am dat seama că Mike era diferit. S-a uitat la mine și am văzut în ochii lui că cine era acolo nu mai era Mike, așa că am luat-o la fugă. Am fugit prin hol, făcând stânga, făcând dreapta, întorcându-ne până când nu au mai putut auzi pașii lui Mike. Am găsit o cameră în care să ne ascundem și ne-am așezat unul lângă altul, în spatele unui birou. Eram speriați și eu tremuram. Îl puteam auzi pe Mike cum se tăra pe hol, râzând. Nu mai auzisem niciodată un râs ca acela și a fost terifiant. În timp ce eu și Luca ne înghesuiam împreună încercând să ne păstrăm calmul, am auzit o voce înăbușită. S-a uitat în stânga lui, apoi la mine. Mi-am dat seama că ceva nu era în regulă. L-am împins să nu-mi blocheze calea și nu venea să cred la ce mă uitam. La pământ, cu un topor în cap la propriu, era Mary. Încerca să ne spună ceva, dar nu am reușit să înțeleg. În timp ce ea se îndepărta, am căzut înapoi pe podea. Încercam să nu plâng ca să nu mă audă mai și să nu ne găsească. Pur și simplu nu puteam să procesez ce se întâmplă. Luca m-a apucat de umăr și m-a tras de acolo violent. Ne-am ridicat și ne-am îndreptat pe sala principală, plasându-ne cu grijă pașii și ne folosind lanternele. Mergeam orbește pe drumul spre ieșirea din azil, el mi-a tot spus că este în regulă și că ne vom descurca împreună. Mă simțeam de parcă urma să murim și nu mă gândeam decât la Mary, care zăcea acolo, fără speranță. M-a deranjat atât de mult faptul că nu am putut să înțeleg ce vrea să-mi spună, pentru că vedeam cât de mult se străduia să o facă. Dar parcă totul era inutil. Am auzit pe cineva venind, așa că m-am ascuns într-o parte a holului și am ascultat. Nu erau doar pași, ci se auzea de parcă cineva tăra ceva persoana se apropia din ce în ce mai mult iar eu îmi am respirația după Luca m-a împins că un semn să merge mai departe dar eu nu mai puteam să merg eram în stare de șoc din cauza la tot ce se întâmpla m-a apucat tare de umăr și începea să mă doară așa că i-am spus să-mi dea drumul dar nu am făcut-o m-am gândit probabil că era la fel de sperea ca și mine m-am ridicat în cele din urmă și chiar când am făcut-o farurile unei mașini au trecut prin fața unor ferestre și au luminat holul M-am uitat în sus și am văzut că nu era mâna lui Luca care mă tărea de jos, ci cea a lui Mike. Fața lui arăta ca o carne putrezită și am țipat după Luca. M-am întors și am văzut un bărbat înalt care trăgea trupul lui Luca prin hol. Am încercat să fug la el, dar Mike nu-mi drumul, iar strânsoarea lui era anormal de puternică. Părmă, parcă tot holul a luat foc, fix ca în poveste, și Mike a dat drumul la strânsoare. M-am ridicat și într-un acces de furie m-am împins într-o parte a peretelui care era în flăcări. Ce sunete am auzit atunci nu pot fi reproduse și mă mir cum încă pot să aud pentru că eram sigur că mi-a spart timpanele. Am început să alerg pe holul înflăcărat, doar că mi era teamă că nu o să mai reușesc să ies. Cu un ultim val de adrenalină, m-am lăpustit asupra ușilor și am reușit să ies. După m-am prăpădit în fața azilului părăsit, după câteva secunde în care cred că am leșinat, am văzut pe Mai cum stătea plecat asupra mea. M-am speriat și am încercat să mă dau în spate, el, el mi-a zis să mă calmez. Aparent, toți am văzut lucruri diferite. El mi-a zis că în viziunea lui, eu îl alergam cu un topor pe acolo, în timp ce Luca ne-a văzut cum dădeam iar foc la întregul azil am povestit că am văzut-o pe Mary cum stătea aproape moartă pe jos și amândoi păreau cu adevărat îngrijorați. Am scos telefonul să o sun, dar când am făcut asta, am realizat că nu mai aveam baterie. Restul grupului au încercat să o sune, dar și ei, ca și mine, nu mai aveau deloc baterie. Așa că am luat-o la picior să vedem dacă Mary e în regulă. Ne-am furișat în fața casei și am bătut la fereastra camerei ea, după câteva minute, am deschis-o și, după moacă, cred că o trezisem. I-am povestit ce am văzut și de ce am venit să o trezim. Iar ea părea cu adevărat deranjată de ce i-am povestit, pentru că mi-a zis că a visat cu Mike o alerga într-o clădire necunoscută cu un topor în mână. Ciudat, e puțin spus. Voiam să cred că există o explicație la toate astea, dar știam că nimic nu e logic. Povestea asta a rămas în grupul nostru și ne-am avertizat colegii la școală să nu se aventureze pe acolo dacă vor să rămână cu minte intactă.